SUV. Se sperie și atacă. Uite și ursul. Păi nu care, ca să vină acum lângă mine. Băgă-mi aș picioarele. Ce-i omul ăla cu fulger în mână? Ce înseamnă? Aia e statuia electricității și din ce știu simbolizează omul care domesticește natura. Cam așa arată cazarea. Da, n-am uitat nimic. Colegul e afară, pune bagajele pe motor. Și azi mai avem de făcut Curtea de Argeș, Râmnicu Vâlcea, Târgu Jiu, Petroșani și de la Petroșani mai avem puțin până acasă. Cazarea asta nu a fost cum ne-am așteptat noi. Da, cât de un pat de dormit. E bun. Ora 7:30, 8. Cred că e acum. Îi dăm sandale. Bă, Alexandru, cum ai dormit azi? Mult mai bine. Nu știu ce ai făcut azi, de n-ai... Azi n-am mai sfărăit. N-ai sfărăit deloc. M-am lăsat să dorm, liniștit. Mai mult mă trezim. Ciripitorile astea de înaltă tensiune. File de înaltă tensiune. Câți kilometri băgăm azi? 1000 și... Și 1000. Cât merge motorul? Dacă bani de benzină. Ne-am întâlnit ieri pe drum la cazarea unde am fost, spunea gazda că veniseră niște motocicliști de prin Slovacia, Spania, habar n-am. Și făcuseră în ziua aia 1500 de kilometri, noi abia aveam 370 de kilometri, era rupt, ne durea fundul, ne durea tot. A, și noi am făcut, cât ați făcut? 350? A, voi sunteți mici, zicea cazarea. Da, ne urcăm pe motor și îi dăm înainte, ne mai vedem de pe drum. Numai ce am intrat în Râmnicu Vâlcea, am fost pe aici și când am fost la Ride the Vibe, pe aici a fost parada dusă, dar vreau să vă mai arăt încă o dată zona asta, că nu știu câți dintre voi ați văzut sau n-ați văzut-o. Aici e un baraj ceva, ia uitați cum arată. Ia uitați-vă ce frumos arată. Foarte frumos. Stai, trebuie să mai și depășesc. Țin să zic că din Curtea de Argeș până în Râmnicu Vâlcea, groaznic de rău drumul. Deci eu în ultimii 3 ani, 4 ani cu mașină, cu motor, cu ce vreți voi, nu am mers pe drum mai rău de atât. Doamne ferește, cât de rău. N-am văzut așa ceva, nu știu ce e cu oamenii ăștia, de ce nu repară drumul ăla, adică e cârpit, e vai de steaua lui. Oh, și groaznic, nu știu acum dacă ai GS sau motor din ăsta Touring, poate nu simți așa, dar ferească Dumnezeu. Fac benzină de undeva. Ha, te-ai băgat, ești băiat. Târgu Jiu în dreapta. Am văzut un indicator cu Târgu Jiu, ne-am băgat pe centură, pe nu știu unde, ne-am uitat acum pe hartă, ne-am oprit în locuile aici. Nu-i bun, o luăm rău. Ce mergi să taie? Hai, tataie, cu țigarea în gură mori. Ultima țigare. Nu am luat-o bine. Până la urmă ne băgăm prin Târgu Jiu, prin Râmnicu Vâlcea, că... Nu știu exact drumul pe aici. Era un indicator, dar ne-am uitat pe GPS și nu luăm bine. La fix am ajuns, mai arată că am benzină de 60 de km. La fix, un fix. Pe unde? Pe acolo se intră? Pe unde se intră, pe unde nu se intră, dar se intră pe undeva. Pe aici, hop. Doamne ajută, am ajuns. Unde? În spate? Nu în spate. Doamne. Ia auzi cum cântă mânările. Vai de capul meu.
Much, much later. Înainte nici nu intrăm în Târgu Jiu, intrăm pe centură. Da, nu intrăm atunci aici. Da. Probabil că e mai rapid pe aici, drumul mai închis. Păi dacă știi tu drum, dă-i. Okay. Dacă știi tu, dă-i. Am văzut că era indicator de Novaci, 8 km. Bolo, în spate la Novaci și mă direct de Bumbeni și eu. M-am făcut, m-am venit în față. Păi haide, dă-i. Nu știu câți km mai să facă la Târgu Jiu. Păi avem 70 făcut, mai sunt vreo 30. Da, trebuie să scurtăm bine pe aici. Dă-i. Ma să fie drumul bun, ai fost pe aici? De la Novaci până în Bucovești, până la Novaci. Ca să mai luăm prin Târgu Jiu, am văzut un indicator cu Novaci. Habar n-am, nu știu, luăm pe unde a văzut el. Am scurtat un pic din drum. Hai să vedem cum îl scurtăm. I'm headed to the bottom of the bottle. I've been drowning, I've been floating away. Every other dollar that I got in bed, I probably went and pissed it away. I ain't fucking okay, I ain't liking it, babe. I don't even wanna talk, I'm just smoking my haze. I've been stuck in my ways, I've been stuck here for days. I've been staring at the clock as the radio plays. I'm enslaved. Yeah. Rolling another, I'm stuck in my seat from the whole control of my speech. Yeah, I've been trying to get off this couch for a minute and a whole damn week. No kidding, I'm skinny, I cannot eat. Got a million motherfuckers that depend on me. Yeah, every friend in my family. From a girl, every fan I meet myself. I'm too on till I'm too off. Calm down, make new thoughts. Like jumping off of that rooftop. Hold my camera when I do not. To make moves based on my mood drops. Like who's lost? Like who's lost? It's y'all. 120 de kilometri, nu ne-am oprit deloc până acum, de când am alimentat din Vâlcea. Motocicletele se prezintă în stare impecabilă. Lanțul, văd că încă nu-i gata, chiar dus, adică nu-i murdar. Mai avem vreo 40 de kilometri până la Petroșani, acolo alimentăm și îi dăm mai departe. Da, suntem frânți de obosit. Pe mine mă doare fundul de nu mai pot. Rada asta goală, știi cum e? Ca în road, Rada. Pe stânga-dreapta nici o mașină. Când ai pus piciorul pe jos... Atunci vin toate. Te-au călcat direct. Cum a fost 120 de kilometri fără să te oprești? Da, dacă nu m-a durea curul, ceafa și genunchii, ar fi fost bine. Acolo ai avut dreptate. Unde am făcut la un moment dat, îmi zisese el să nu luăm spre Târgu Jiu, era un indicator cu Bumbești Jiu. Și fain drumul ăla. Fain drumul ăla de sat. Asfaltul e impecabil. Cred că cel puțin un 15 km am mai economisit. Crezi tu? Oare să fi fost atâta? Păi mai aveam vreo 30 până în Târgu Jiu și din Târgu Jiu până în Bumbești, nu știu dacă într-o 10-15. Da, am scurtat puțin și avem din Vâlcea până la intrare pe defile 120 de km, parcă așa am văzut. Bă, eu ți-am zis, eu când merg cu motoreta undeva și motoreta cu mașina, cu orice și mă ascult, bă, da, ascultătoare, bă. Când o vezi așa, că nu crâcnește, ea merge, tu îi spui, hai, dă-i înainte, dă-i a treia, dă-i tare, dă-i încet, dă-i frână, nu o crâcnește. Așa ar fi frumos. Ți-o fi și cald. No. Mă, la un moment dat, prin Bumbești, simțeam cu tot cu... cum eram în mers, tot cald eram. Vântul cald deja pe mine. Termină Alex sigarea și dăm mai departe. Hai.
Hai că te filmez, stau în spate, te filmez ca să te vezi ce frumos te înclin. Ca o poveste de dragoste, e motorul cu tine. Știi cum citești cărțile alea, romanțele alea de dragoste? Așa, așa ești tu cu motorul, faci dragoste cu el pe drum. Asta e mare. Da? Încep.
Pe centura Caransebeșului avem iară 117 km de când nu ne-am mai oprit. Am spus să ne oprim în OMV-ul ăsta care e în Caransebeș. Noi acum suntem undeva la 40 de km departare de casă, 40-50 de km de casă. Și o să vorbim cu Alex, Alex fiind colegul din față, dacă nu v-ați dat seama deja. Și o să vedem care sunt highlight-urile turei astea de 3 zile. Toată durata, Transalpina, Transăvârșan. Hai, ne auzim în OMV. Vedem exact ce părere are și el, ce părere am și eu. Și așa vom închide și clipul. Hai, ne vedem în OMV. Bun, am ajuns și în OMV, ne-am oprit. Cam care ar fi highlight-urile din astea 3 zile? Stai așa să vedem cu Alex, să vedem ce părere are Alex. După astea 3 zile? Zi. Ce, ce ți-a plăcut, ce nu ți-a plăcut? Ce mi-a plăcut? Drumul prost, de sus de la Bâlia până în... Hai să luăm așa, dimineața, noi am plecat de dimineață de la, pe la 7:30, cam zilnic, ne-am trezit. Și am prins un pic de răcoare, mai ales pe căldurile astea, că sunt 30, mult de grade, 30, peste 35 de grade, cred că zilnic acum. Se poate. E foarte cald. Dimineața cât am plecat, noi ne-am prins bine. Deci noi am prins cam 100 de kilometri, prindeam pe răcoare și restul, prima zi am făcut 370 de kilometri. Pe acolo. Prima zi a fost decent, oarecum. Decent. Adică drumul decent. A fost tot bun. Da. Până am făcut tot drumul a fost tot bun. Aia. Inclusiv ce mai reparat și sus, la Rânca și pe Transalpina, față de anul. Da, chiar că drumul acolo a fost făcut. Deci ideea este că în prima zi, la 370 de kilometri, chiar îi ziceam și lui Alex, bă, noi am putea să mai facem încă vreo 100, că nu eram obosiți. Ne-am oprit la, pe undeva pe lângă Șugag, cum îi zicea la stațiunea aia? Nu mai țin minte. În fine, ne-am oprit într-un sat după Șugag, acolo la ora 5, stăteai în tricou afară, era așa un pic răcoare, era foarte plăcut. Am stat pe ce erau alea? Hamace. Pe hamace. A doua zi ne-am trezit tot așa la 7, am luat-o din loc, am plecat înspre Sibiu.
Am luat-o pe satul, da, peste Jina, pe satul ăla, cea mai înaltă comună din România. Pe autostradă înainte de Sibiu, am apărit Sibiu. Și am dat la deal. La deal, spre Transfăgărășan. Diferența dintre Transalpina și Transfăgărășan, pe Transfăgărășan drumul răuț și la urcare, dar nu chiar așa de rău ca și la coborâre. Deci dacă vrei un fel de Costinești, te duci pe Transfăgărășan, dacă vrei să vezi munți, te duci pe Transalpina, din punctul meu. Trafic puțin pe Transalpina. Transalpina e mult mai lejeră. E lejeră, drumul bun, peisaje frumoase. În schimb, cum o zici și Alex, Transfăgărășanul, dacă vrei să vezi ceva mai spectaculos, e mai frumos. Doar că e trafic, cum vorbeam și noi pe drum, bă... E mai multă țigănie pe Transfăgărășan. Da, aia vorbeam și noi pe drum, zic, bă, dacă vrei să mergi la chestii din astea, unde sunt atracții turistice, unde e foarte multă înghesuială, motorul are farmecul lui. Dacă vrei să mergi pe... cu mașina, o să stai mult în trafic, o să-ți faci nervi, până ajungi sus nu găsești niciun loc de parcare la mașină. Acolo stai și plângi, faci o poză din mașină și cobori. Da, am plătit și pentru motoare, am plătit parcare 10 lei, mi se pare că pe o oră jumate, deci nici nu știu la mașină unde parchează ea pe acolo, da, în fine. Drumul groaznic, teribil de rău, la coborârea înspre Curtea de Argeș, foarte rău drumul. Dar mi-a plăcut ce au făcut la Vidraru, că nu te mai lasă să parchezi în zona. E da, chiar la Vidraru nu te mai lasă să parchezi. Nu te mai lasă să parchezi acolo unde e omul la statuia electricității, aia nu te mai lasă să parchezi acolo. Am coborât în Curtea de Argeș, am mers, am mâncat. Cazarea groaznică la coci și acolo, adică niște paianjeni imenși. În fine, coverturile murdare, da, na, pe scurt, a fost decent. Am plecat de acolo înspre Vâlcea azi de dimineață, drumul prost până la Vâlcea. Prost până la Vâlcea și de la Vâlcea am coa chiar bun drumul. Foarte bun. Da. Trafic am pe toate rutele pe care am venit. Da, traficul a fost mare. Ție a fost mai lejer, numai din satul ne-am făcut dreapta spre Novaci. Ce am tăiat, ne-era mai mers până în Târgu Jiu. Da, nu ne mai spre Târgu Jiu. Mai lejer. Ție motocicleta pe carburație la urcare pe Transfăgărășan făcea figuri. Mai murea motorul, mai o pornea mai greu. Gâfă un pic la deal, simte diferența. Deci asta e motocicleta de 6. Cum ar veni? Da. Deci Kawasaki ZX6R pe carburație e de 6. Nu-i place la deal, îi place pe drum drept rupe. Dar la deal consumurile le-am avut aproximativ la fel, deci 1600 la stil de mers cum am avut noi, am mers chiar la fel. Anul trecut am fost vreo 7 motoare, ne-am pierdut de vreo 3 ori, anul ăsta am fost doar noi doi. Am avut cam același stil de condus. Din punctul meu de vedere, dacă vrei să faci o chestie de genul ăsta, 2-3 maxim motoare, eu zic că e mai mult decât suficient. Adică dacă faci numai mulți, unul vrea să se oprească, se pișe, unul vrea să nu știu ce, unul vrea să mănânce, unul doare fundul. Nu e o problemă asta, adică vorba lui Alex, seara când stai la povești e mai interesant când sunt mai mulți, dar... Mi se pare mai obositor mai mulți. Faci da. Mai multe opriri, stai mai mult după unul, după altul. Da, exact. E mai... Mergi mai legal. Da. Cam asta a fost astea 3 zile care le-am făcut. Am făcut 1000, aproape 1000, am făcut în prima zi 370, a doua zi 260, 70 acolo. Și azi iară vreo 300... Spre 60-70 iară. Da, deci cam aproape 1000 de kilometri am făcut, dacă nu un pic peste 1000. Cele mai mari costuri le-am avut pe benzină. Alimentările au fost cele mai mari costuri și în rest, cam asta au fost. Mersi că a stat alături de noi. Cum le zici la oameni? Să dea like și... subscribe. Like și subscribe. Hai, mersi că a stat alături de noi. Ne auzim. Pa! Ciao, ciao.